Bună și bine v-am regăsit într-o nouă ediție Joia Tineretului. Astăzi stau de vorbă cu Simona Cosmina, care este studentă la medicină și care este foarte implicată în numeroase proiecte ale Asociației Studenților Mediciniști. Nu vreau să spun mai multe pentru că de aceea am invitat-o alături de mine astăzi. Bună, Simona, și mulțumesc foarte mult că ai acceptat să stăm de vorbă. Ce faci și ce ai mai făcut în ultima perioadă? Bună, mă bucur să fiu astăzi alături de voi. Mulțumesc pentru invitație. Sunt bine, am reînceput facultatea, din fericire, în format hibrid. Este bine și așa, ne mulțumim. Decât deloc. Exact. Facem stagiile în spital, o săptămână fizic, o săptămână online. Cursurile sunt în continuare online, dar sperăm ca în timp să ne revenim la normal. Vreau să te întreb cum ți-a fost în perioada pandemiei, pentru că am avut și eu câteva cunoștințe care erau la medicină și vedeam cum se uită peste radiografii și primeau PDF-uri cu radiografii și nu puteau să ducă la spital și nu puteau să facă cei laboratoarele pe care le făceau fizic. Cum a fost să faceți medicină de acasă? A fost greu, clar, nu a fost la fel ca atunci când era totul fizic, dar a fost bine, ne-am adaptat, la fel, primeam și noi tot felul de documente, de poze, de radiografii, interpretări, rezultate. Profesorii noștri ajunseseră să se filmeze și să facă pe pacienții, adică chiar toată lumea s-a străduit să nu simțim atât de mult această perioadă. A fost bine, am trecut peste ea, acum suntem și fizic și online, este din ce în ce mai bine și sperăm să revenim doar fizic. Cum este o zi din viața unui student la medicină, mai ales când faceți practică în spital? De fapt, cum te-ai simțit tu prima dată când te-ai dus în spital și a trebuit să faci practică și să vezi pacienții acolo? M-am simțit foarte bine, am mers fix pe secția pe care îmi doresc și să continui, am mers pe chirurgie. Și cunoscând deja oarecum profesorii, am fost așa ca unul mai mic dintre ei și m-am simțit foarte bine. Chiar mi-au explicat foarte multe lucruri, mi-au arătat foarte multe lucruri, m-au învățat să fac anumite lucruri. Și atunci, clar, venind cu acest bagaj de cunoștințe, am simțit și am fost direct implicată în tot ce se întâmpla. Vreau să te întreb, de ce chirurgie? Eu mă uit la tine, ești atât de finuță și sensibilă, nu știu. Cum de-ai ales fix chirurgia? Eu n-aș putea să fac niciodată așa ceva și vreau să te întreb, cum a fost prima dată? Cred că datorită asistentului pe care l-am avut la chirurgie, domnului profesor, care chiar și-a dat interesul și a fost acolo pentru noi în fiecare moment. Cred că suntem o grupă doar de fete și atunci toată lumea, chiar dacă fetele nu prea au tangențe cu chirurgia în general. Exact, da, în general, exact. Când spui medic-chirurg, te gândești la un bărbat. Exact. Doar că toată lumea a rămas așa cu o impresie, wow, chirurgia. Și atunci am zis, nu, trebuie să aflu mai multe, să văd cum este dincolo de stagiile făcute. Și am început să merg în gărzi cu dumnealor și atunci am zis, gata, aici este locul meu. Ce au spus cei dragi de drumul pe care ți l-ai ales tu? Se gândeau că o să alegi medicină sau a fost ceva care ți-a venit așa rapid, o idee spontană? Cred că de când eram mică am zis că eu o să vreau să fac medicină. Toate fetele se visează doctorițe și de-aia te întrebam. Eu mă visam profesoară, dar nu contează. Eram, mă jucam cu păpușelele și atunci ziceam eu o să fiu doctor, eu o să fiu doctor. Și da, am ajuns să fac asta. Se așteptau persoanele apropiate, dar pentru marea majoritate a fost așa un pic un șoc, iar când am zis că vreau să fac chirurgie deja toată lumea atunci a zis că... Atunci ești șocat, da. Cu adevărat. Ești și foarte implicată în Asociația Tinerilor Mediciniști și văd că postați o grămadă de lucruri. Ce ați mai făcut în ultima perioadă și cum ați reușit să derulați totuși proiecte, chiar dacă suntem într-o perioadă pandemică? Da, cu toate că a fost o perioadă de online, proiectele noastre, marea majoritate au fost online, am reușit să le desfășurăm în continuare, am făcut foarte multe webinarii, ne-am adresat în continuare și publicului mai micuț, elevilor, studenților din alte centre universitare. Am reușit să facem și câteva proiecte fizic în luna ce a trecut și... În vară am avut caravana medicilor și am mers în sate din Tulcea și din Constanța, sate defavorizate. Am acordat intervenții, de fapt mai mult analize și diverse investigații pe care le-am făcut oamenilor de acolo, analize de sânge, investigații precum ecografie abdominală, ecografie mamară, consultă cardio, EKG, adică știind nevoia din mediul rural și faptul că ei nu reușesc să ajungă la un medic, știind
și lipsa de informare oarecum care există, am zis să venim în sprijinul acestora și am avut voluntari din rândul asociației și medici din Constanța și din București care ne-au fost alături și am reușit să punem bazele acestui proiect. Iar luna trecută am avut un proiect cu Asociația Viitorul Orașului Tău, care a reușit să câștige un grant și au achiziționat două defibrilatoare ce vor fi amplasate în Piața Ovidiu și la intrare în Mamaia. Iar noi am venit cu cursurile de prim ajutor, am învățat populația generală cum să acorde primul ajutor în cazul unui stop cardiorespirator și cum să folosească defibrilatoarele. Uite, vreau să te întreb, că tot ai spus de măsurile de prim ajutor. Știu că și în școli de regulă sunt astfel de cursuri, dar din păcate nu este o materie standard care să fie predată constant. Știau oamenii să acorde primul ajutor? Pentru că sunt mulți care nu știu, din păcate, și le este teamă. Da, din păcate teama este cea care ghidează foarte multe acte și oamenii erau foarte reticenți. Aveau câteva noțiuni de bază, dar cursul nostru a venit în sprijinul lor și am consolidat tot ceea ce ei știau și am pus alte baze noi. De ce te-ai decis totuși să te alături acestor asociații și federații ale studenților? Am fost voluntară, simplă voluntară, încă din anul întâi de facultate, când ei au venit și ne-au prezentat activitățile lor și atunci am simțit nevoia de a ajuta și eu, de a veni și am implicat în viața de... A simțit oarecum viața de medic înainte de a fi medic. Și atunci am început ca simplu voluntar, apoi am fost ofițer al Departamentului de Educație Sexuală, iar în momentul de față sunt vicepreședinte Relații Externe. Dacă tot ai adus vorba despre educația sexuală, care, din punctul meu de vedere, nu este un subiect tabu, dar în foarte multe instituții de învățământ, de exemplu, este un subiect tabu. Cum privesc oamenii această temă, nu știu? Eu oarecum am început, când am început ca ofițer, am adus în Constanța și în școlile din Constanța aceste ore pe care noi le desfășuram. La început a fost foarte greu. Oamenii ne-au luat întâi legătura cu directorii, iar apoi cu profesorii. Au fost destul de reticenți. Inițial erau controverse în funcție de subiectele pe care credeau că noi o să le abordăm. Exact. Le-am prezentat materialele, am cerut acordul părinților și atunci am pus oarecum bazele acestei activități pe care noi o desfășurăm și a devenise, de fapt, pentru că am trecut în online, devenise o activitate pe care o desfășuram cam aproape în toate liceele din Constanța. Ajunsesem fix înainte să înceapă pandemia, prin luna martie, undeva la 1000 și ceva de persoane pe care le avusesem ca și elevi, doar pe parcursul a două luni, ceea ce ne-a bucurat foarte tare. Era foarte multă muncă, eram săptămânal în școli, dar faptul că ei cunoșteau bolile cu transmitere sexuală, riscurile care... vin odată cu aceste acte pe care le desfășoară. A fost o plăcere și ne-am bucurat să venim în sprijinul lor. Iar și ei, fiind micuți, inițial aveau emoții să ne adreseze anumite întrebări. Chiar voiam să te întreb, da, dacă aveau curaj să vă adreseze anumite întrebări. Nu, inițial nu. Dar am venit cu ideea să le dăm un poster la fiecare și să scrie acolo întrebările și le adunam anonime și atunci răspundeam, da, și atunci toată lumea putea să se exprime liber. Ce feedback ați primit după ce ați desfășurat aceste cursuri de la cadrele didactice și de la părinți, în primul rând? Cadrele didactice ajunseseră să vină și dumnealor să fie martore, da, ceea ce ne-a bucurat foarte tare, la început fiind doar noi cu ei, iar apoi pe parcurs veneau și dumnealor și se bucurau de informații pe care oarecum, nu, deși erau înaintați în vârstă, mulți dintre ei nu le știau și le considerau așa subiecte tabu. Și părinții aveam formular de feedback apoi, care ajungea și la dumnealor și citind feedback-urile, chiar ne-am bucurat foarte, foarte tare. Mă bucur să aud asta. Bine, cred că v-a ajutat și faptul că și tu ești foarte tânără și probabil felul în care ați explicat anumite informații au ajuns mult mai repede la copii și poate de aia au avut și curaj să vă întrebe diverse. Da, asta a fost un avantaj, faptul că eram apropiați de vârstă și toți dintre noi eram din anul 2-3 până în anul 5-6, atunci ne-a ajutat foarte tare, eram apropiați de vârstă, ei se deschideau, aveau încredere în noi și uneori ne lăsam datele de contact, iar apoi ne căutau a doua, a treia zi și ne dădeau mesaje să ne întrebe, știți că n-am avut curaj atunci, ați putea să ne spuneți și chiar ne bucuram.
Sunt sigură că erați foarte fericiți și mă bucur să aud asta și mă bucur că ați reușit să ajungeți cu acest subiect, de fapt să abordați acest subiect în instituțiile de învățământ, pentru că este foarte important. Dar vreau acum să vorbim puțin și despre campaniile de vaccinare. V-am zis, vă urmăresc pe rețelele sociale și știu că mereu voi ați promovat și ați încurajat pe tineri să se vaccineze. Ce încurajezi acum pe cei care încă nu sunt siguri de acest lucru? Da, am avut o campanie de vaccinare, am organizat și maratonul de vaccinare care a fost în mai. Încă susținem vaccinarea, suntem destul de low la acest nivel, din păcate. Da. Cred că se poate vedea incidența care crește de zi cu zi, mai ales în Constanța. România este încă foarte, foarte slab, stă foarte prost la acest capitol. Ne dorim să lumea să se vaccineze, să conștientizeze că singurul mod în care putem să revenim la viața pe care am avut-o până acum este acesta. Momentan nu avem altă soluție, chiar dacă așteaptă sau se gândesc că o să apară altceva, momentan nu. Vaccinul este singurul lucru de care dispunem și atunci ar trebui să profităm de el cât încă putem. Atunci o să te întreb, ca să înțeleagă poate oamenii mai bine, cum arată o zi din viața unui medic, de dimineață până seara, ca să înțeleagă și oamenii de ce ar trebui să facă acest lucru, pentru că este foarte greu să fii medic, mai ales în această perioadă. Din viața unui medic, propriu zis, n-aș putea să vă spun. Din viața unui student la medicină, viitor medic. Din viața mea, oarecum este destul de plină. Dimineața avem stagiile în spital, apoi urmează cursurile. De cele mai multe ori mergem în gărzi pentru a ajuta, pentru a sprijini. Facem și voluntariate în spital, în spitale COVID. Am început de astăzi și voluntariatul la DSP. Și pe lângă asta avem și proiectele noastre din asociație. Adică este un amalgam de foarte multe lucruri, dar cu toate astea ne bucurăm să putem să le realizăm pe toate. Te-aș întreba ce mai faci în timpul liber în cazul ăsta. Fac salsa. Ok. Da, lunea și miercurea am curs de salsa. Adică reușesc să le îmbin pe toate, nu e problemă. Mă bucur să aud asta și mă bucur că mai ai timp și de tine, dar vreau să-mi spui acum, dacă tot mi-ai zis de practica la DSP, dezvoltă-mi puțin cum este. Da, am desfășurat și anul trecut practică la DSP, voluntariatul acesta pe care îl facem. De astăzi am redeschis colurile pentru studenții de la medicină momentan. Anul trecut am deschis la nivelul universității pentru că nu reușeam să mai facem față nici noi. Momentan suntem doar studenți de la medicină, mergem la DSP, am deschis și un sediu la noi în campus și luăm legătura cu persoanele care au intrat în contact cu persoane COVID sau cu persoanele infectate. Ne interesăm de starea lor, introducem datele în calculator, eliberăm acele certificate conform cărora sunt infectate persoanele. Cam acesta este voluntariatul pe care noi îl desfășurăm, undeva la 8 ore în fiecare zi, împărțiți pe program dimineață și după amiază și sperăm să trecem peste această perioadă cât mai bine. Cu toții sperăm acest lucru și sperăm ca oamenii să se vaccineze până la urmă număr cât mai mare și să fie bine, toată lumea își dorește chestia asta. Pe lângă toate lucrurile acestea, ați făcut și campanii pentru donarea sângelui, pentru că știm că ducem lipsă. Vorbește-mi puțin despre asta. Da, desfășurăm în fiecare primăvară și în fiecare toamnă campanii de donare, de încurajare a donării. Noi suntem primii care donăm în cadrul acestor campanii. Urmează să dăm startul chiar luna viitoare acestei campanii. Mă bucur că putem să vorbim în premieră, ca să zic așa, despre asta aici. Undeva la 700 de persoane ar trebui să doneze zilnic ca să acoperim necesitățile care există de sânge. Și bănesc că nu suntem deloc aproape. Ce nu se întâmplă, adică nicio șansă. România cred că este țara care este cel mai prost la capitol. Necesitățile sunt foarte mari, începând cu intervențiile chirurgicale care necesită transfuzii sanguine, până la persoanele care vin cu anemie, accidente rutiere, diferite cazuri de persoane care au nevoie de transfuzii, leucemii. Sunt foarte mari cerințele, oamenii care donează sunt din ce în ce mai mici. Pandemia este unul dintre factorii care influențează negativ, din păcate, acest lucru. Ne dorim să remediem și să încurajăm oamenii să fie conștienți că faptul că ei își dăruiesc o oră din timpul lor, iar acest lucru poate salva până la 3 vieți. Adică, echivalent așa, mi se pare că suntem un pic de supereroi dacă exact. Stăm să ne gândim. Chiar asta voiam să te întreb, ce încurajezi tu pe cei apropiați, pe prietenii tăi, atunci când le spui că ar trebui să doneze? Cred că multora le este foarte frică să facă acest lucru. Ce le spui tu astfel încât să îi îndemni? Deviza campaniei noastre este donează sânge fierou. Deci,
oricine dintre noi poate să fie un erou pentru oricine. Oricine are nevoie de sânge, gândiți-vă că oricine poate fi în locul acelei persoane. Corect. Și să nu să se afle într-o situație în care nu are de unde să primească sânge sau să nu aibă un donator compatibil cu el. Și atunci este important ca fiecare dintre noi să se gândească că alocând o oră din timpul lui, care nu este mult, adică pierdem o oră cu toții, oricum, ne găsim în trafic, o oră, exact, la telefon, oricând putem să pierdem o oră. Aceasta nu este o pierdere, clar, nu? Și atunci putem să venim să donăm sânge. Este un act care se desfășoară foarte repede, o oră durează de la intrat în clinică până la ieșit, adică cu toate analizele care se fac, donatul în sine durează undeva la 10 minute, iar apoi acest sânge, gândiți-vă că face foarte mult bine oricui. Știu că mi-ai vorbit acum foarte frumos de medicină și te văd că ești foarte entuziasmată, dar vreau să te întreb și dacă ai avut vreun moment în care ai vrut să renunți la meseria asta. Să renunț, nu. Nu cred că m-am gândit niciodată. Am avut multe momente în care am fost obosită, în care am zis că am nevoie de o pauză, dar să renunț, nu. Nu cred că aș putea să renunț niciodată. Simt că asta este ceea ce îmi doresc să fac, asta este menirea mea. Și îmi place să ajut oamenii. Asta cred că este cel mai important lucru. Și atunci, nu, n-aș renunța, indiferent de zilele, cât sunt de grele nopțile nedormite, sesiunile. Îmi imaginez că sunt multe nopți nedormite. Mai ales în sesiune, da. Atunci cam punem tot ce avem voluntariat pe pauză și ne ocupăm doar de învățat, recuperăm tot ce am sărit un pic între timp. Dar este frumos, este tot ceea ce pot să spun. Este pasiune, este... Trăiesc pentru fiecare zi pe care o trăiesc în spital. Te-aș fi întrebat acum ce înseamnă medicina pentru tine, dar cred că mi-ai răspuns, așa că o să te întreb ce proiecte viitoare pregătiți cu asociațiile, în afară de campania de donare a sângelui. Pregătim din nou cursuri de prim ajutor adresate de această dată studenților. Vom pregăti și cursuri pentru noi, pentru a ne perfecționa anumite cunoștințe, EKG-uri, ecografii, domnul profesor de chirurgie vrea să ne ajute cu un curs de suturi pentru pasionații acestui domeniu. Pregătim și pentru cei micuți, sperăm să ajungem și la ei în grădinițe. Aveam un proiect pe care îl desfășuram cu ei pentru a înlătura oarecum teama acesta pe care o au pentru medici. Mergeam la ei și ei veneau cu jucăriile care erau pacienților. Și noi le îngrijeam cu plasturi sau cu bomboane, tocmai și pentru bănuiesc a... bănuiesc că erau foarte fericiți. Da, foarte fericiți. Ne lipsesc aceste lucruri, sperăm să putem să le reluăm. Vom face și pentru proiect cu bullying, tocmai pentru că este un act care ia amploare, din păcate, în rândul tinerilor și ne dorim să venim în sprijinul lor. Am mai desfășurat și anul trecut, din păcate, în online. Dar a fost un succes pentru că am avut un psiholog care a vorbit cu ei și au fost foarte, foarte multe întrebări. Dar, din păcate, foarte multe persoane au fost fie martori, fie au suferit direct acțiunile acestui act și atunci este trist pentru că se întâmplă acest lucru și ne dorim să venim în sprijinul lor. Este trist, dar eu mă bucur că existați voi tocmai ca să le înlăturați această teamă și cumva să-i încurajați să vorbească, pentru că asta cred că e cel mai important, să vorbească despre suferința exact. Lor. Ce sfat ai pentru cei care se uită acum la noi așa pe final de interviu? Mergeți și donați și vaccinați-vă. Cred că astea sunt cele mai importante lucruri în momentul de față. Fiecare dintre noi are nevoie să ia o acție, să facă o acțiune care să-i ajute, iar aceste lucruri sunt cele mai importante în momentul de față. Vaccinul ne poate salva și ne poate aduce în viață, la viața pe care am avut-o până acum, iar donatul ne va ajuta pe toți pentru a ajuta și noi la rândul nostru pe ceilalți. Simona, îți mulțumesc foarte mult că ți-ai rupt din timp ca să stăm de vorbă și vă doresc să desfășurați toate aceste proiecte fizic, nu online. Mulțumim și noi ne dorim la fel. Simona nu este singura studentă a Facultății de Medicină care se implică în diverse activități sau proiecte care vin în sprijinul oamenilor. Andreea Bugescu a încercat de asemenea în toată această perioadă să fie cât mai aproape de oameni și să-i îndemne să nu își piardă speranța. A petrecut zile și nopți în spitale, a fost alături de colegii ei medici și mi-a spus cât de mult își dorește ca oamenii să devină mai înțelegători, mai empatici și să aibă încredere în specialiști. Deși nu am reușit să ne vedem fizic, Andreea mi-a transmis mesajul ei de acasă. Bună ziua și mulțumesc din suflet pentru invitație.
Vreau să-i salut și să le mulțumesc din suflet colegilor mei de la Asociația Studenților Medicinii și Atinerilor Medici din Constanța, care de 10 luni sunt în primă linie, atât în spitalele COVID, cât și în centrele de vaccinare. Tot pe această cale, aș vrea să mulțumesc din suflet adevăraților eroi ai acestei țări, personalul medical din spitale, care la momentul actual se luptă cu pandemia. Aș vrea să încep prin faptul că, din păcate, colaborarea mea cu asociația a rămas strict online. Mă pregătesc pentru examenul de rezidențiat. Însă, ultima oară când am intrat în spital alături de ei a fost când, din păcate, a ars secția de ATI a Spitalului de Boli Infecțioase. Moment în care, la momentul relocării pacienților de acolo, aceștia ne implorau să oprim căldura și radiatoarele pentru că ei preferă să moară de frig decât să moară iarăși în flăcări. Aceasta este realitatea pe care o trăim la momentul actual. Nici de cum faptul că vaccinul ucide, nici de cum faptul că acest virus nu există și blamezi categoric persoanele care ies în spațiu public și dau sfaturi medicale neavând studii în domeniu. Așa cum spunea un coleg de-al meu, nu am aprins candela împreună în sesiune. Sunt anumite informații pe care persoanele care nu sunt în domeniu le pot interpreta așa cum își doresc și Șoșo, Bana Dudeanu și alte persoane care nici măcar nu merită să le pronunți numele, care n-au intrat în spital de când a început pandemia, dar ne spun surâzând cum ele știu acest adevăr, un adevăr care nu este susținut nici de dovezi și nici de argumente științifice și care subminează atât autoritatea cât și respectul și demnitatea colegilor mei medici care sunt de atâtea luni în primă linie. Cumva logica vine astfel. Eu dacă am o problemă la mașină cu plăcuțele de frână, mă duc oare la un designer să-mi schimbe mie plăcuțele sau mă duc la un mecanic specializat care a mai lucrat cu mașini? Și nu am făcut degeaba această paralelă. Plăcuțele de frână, ca și centura de siguranță, nu te protejează de accidente, dar cu siguranță minimizează impactul și îți pot salva viața exact cum o face vaccinul la momentul actual. Vaccinul nu este nou, vaccinurile sunt, cred că primul principiu de vaccin a fost undeva la 1796, sunt 225 de ani de atunci. Cumva, când faci pentru prima dată un lucru, îți ia foarte mult timp. Eu cred că după 225 de ani, cercetătorii și medicii cu evoluția tehnologică de la momentul actual știu foarte bine ce au făcut acolo. Spun din perspectiva unui om vaccinat și viitor medic. Faptul că după 3 doze, în afară de, din păcate, aceleași canale pe care le-am la televizor, altceva nu am prins, nu am avut efecte adverse și după mii de oameni vaccinați, cât timp am fost voluntar, nu am avut niciun fel de efect advers grav la momentul vaccinării. Sfatul pe care pot să-l dau este să ne uităm puțin în vest, pentru că îi idolatrizăm pe cei din vest și majoritatea sunt peste 60-70% vaccinați, cazurile au scăzut. Numai la noi, românul știe mai bine, cunoaște medicină de la televizor și efectele adverse, din păcate, se văd. Sistemul medical este îngenunchiat. Persoanele care ar trebui să se ocupe de această perioadă ignoră ca și cum nimic nu s-a întâmplat și mai mult de atât nu există niciun fel de sancțiune față de persoanele care dau informații greșite. Nu pot să vă spun decât să respectați foarte mult ceea ce vă spun medicii, să aveți încredere în persoanele care și-au sacrificat o mare parte din viață ca să ajute și mai presus de toate știu că ne repetăm, dar vaccinați-vă! Nu uitați că noi ne revedem în fiecare joi de la 18:30 pe Dobrogea TV. Vă doresc un weekend plăcut!